Bună dimineața din nou la căsuța din pădurii, a venit și-o dat bruma. Ia, uleiaște! Iar o dat pânticarea aia peste tine. Mă, oameni buni, am făcut un braț de lemni. Mă duc să aprind focul în casă, deja o dat bruma. Uau! Ce faci? Să aude ăsta, bălegăria și... Aoleu! Uite la el și treabă face de dimineață, ue! De ce? Doamne Dumnezeule, uite la el! Dar de cât de hărnit și tu așa, ue? Ha? Ia-ți! Așa de dimineață? Da. Dă-și, bă, și dă-i vopsa la veceu. Păi da, că aici e locul tău bun, care trebuie să stai, să te relaxezi. Că mănânci murături furate. Nu am furate! Aha. Păi dar de unde? Nu le-ai furat? Cum le-am luat? Nu le-am furat. Da. Păi normal că le-ai luat. Haideți, băi, oameni mâini, mă duc să fac focul. Eu mă să fac focul, ue. Mă să fac focul în casă ca să fac, fac un nes. Fac un nes și pe urmă ne apucăm de treabă în continuare. Da, bruma. Bă, mâini, așa, să le zic. Ia, ce? Nu uitați acolo pe 9-11-a. Da. 2012. Da. La Sfințării. Ce-am greșit? Cum 2012? Am vrut să văd dacă ești atent. 9-11-2019, Sfințării, la căsuța din păduri, vă așteptăm cât mai mulți. Nu uitați de hanurașe și tricouri, marca Tiberiu și Cornel. În număr cel mai mare, să spargem topurile. Să dăm dovadă că suntem... Și n-am mai zis de mult de joc, că sunt o grămadă de persoane. O grămadă de persoane care sunt noi acum. Intrați pe Magazin Play, că găsiți jocul Tiberiu și Cornel. Dacă intrați pe Magazin Play și căutați Tiberiu și Cornel, aveți 200 și ceva de nivele. Dacă vă plictisiți și ați terminat de vizionat video, da, intrați pe jocul ăla și mai treci din plictisală. Da, bine, haide că eu mă duc să fac focul. Și încă ceva, vrem să ajungem măcar la 30.000 de like-uri la episodul ăsta, că e mare poznă. 35.000 de like-uri, nu-i mult. Deci nu-i mult, nu-i mult, băi, e mult? Deloc. Vezi, poate vopsesc și oamenii și ea care sunt acolo pe veșeu. Pentru mine, cum am apucat dimineața. Da, pe altă tine. Stai să vedem până la urmă cum ai să scoți ziua. Tu ai viteza cu dimineața, dar eu știu mai târziu cum ești. Oricum mâncare nu mai fac azi. Haide! Hai, gata, nu te umfla în pieni. Gata, lungalule, te umfli în pieni. Păi, leu, nu pot să stâng. Nu pot să stâng. Ce? Și afară de acolo. Băi, ieși afară din casă. Lasă-mă, dă-mi pașii. Dar și cauți. Ha? Cauți ceva și nu găsesc. Și ai în gură. Ha? Și ai în gură. Și ai în gură, bă. Gata, am găsit. Dă-i iese, bă, și ai în gură. A, biscuiți. Tot cu mâncare ești. Unde te duci acum? Dă-mă azi pachetele, ai văzut? Și de asta te-ai dus acum ca să desfacem pachetele? Ha? Da. Dar nu mai aveai răbdare? Nu mai am răbdare. Ce zici, poate mai găsești un borcan de compot, de dulceață, de ceva, de murături. Ce? Expeditor, Spiria Gabriel, de la Năvădoare. 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 Județul Constanța. Năvădoare. Și-a pus Gabriel. Aici văd că e o leacă. Cred că l-o... Păi și-am zis la oamenii ăștia, ue. Ce-ai zis? Ue, ia. Un pachet mare într-un pachet mic. Aici nu mai este nic. Opa. De unde? De la Năvădoare. Năvădoare, așa. Din Constanța. Un alt pachet mare. Mai este un pachet mai mic. Mai este mai un pachet mai mic. Mai mic și în ăsta. Bă! Alt pachet mai mic. Ce e aici, frate? Stai cum... Opa! Gata! E ceva electric. Și, bă? A, gata, știu ce. Știu. Și, bă? Știi că am văzut clipul ăla pe YouTube?
Ne-am dat seama, e gata, ăla-i. Ăla-i, dacă nu ieși ăla, ascultă și zic eu. Clipul pe YouTube când a făcut logo nostru. Serios? Aha, uh-huh. Și nu l-a trimis nouă. Da, ăla-i, bă. Ăla-i. Bă, du-te de aici. Deci logo care l-a făcut. L-am văzut pe YouTube, nu? Tu l-ai văzut? L-am văzut și eu, dar ți-l-am trimis eu, că eu l-am găsit. Păi, ia. Da, Tiberiu și Cornel. Vine băgat în priză. Da, și se vede fosforicent tot, aha, scrisul. Acul bag în priză, stai așa. Da, e acolo? Da? Ia să văd. Ia uite. Vai de mine. Tiberiu și Cornel, stai că este o scrisoare aici. Da, se vede? Da, se vede. Mecher, nu? Gata, să opresc. De bun funcționează. Mamă. Da, așa. Salut, Tiberiu și Cornel, vă urmăresc de foarte mult timp și m-am gândit să vă fac un cadou. Stai așa. Te aduc un borcan de bulion? Hai, domnule, lasă-mă. Uite că am pierdut rândul. Am construit un logo cu LED-uri pentru voi. Am văzut video, foarte șmecher. Am făcut și un video despre cum l-am construit. Sper să vă placă. Găsiți video pe canalul meu. L-am văzut deja. Sigi Hacks. Cine dorește să-l vadă clipul, poate să intre pe canalul lui. Eu l-am văzut deja. L-am văzut înainte să ajungă. De asta... Sigi Hacks. Vă salut cu respect, Gabriel, Instagram Gabriel Spiria. Mulțumim din suflet, Gabriel, cel mai tare din parcare. Chiar am văzut clipul, l-ai postat mai de mult și a apărut acolo. E foarte șmecher, foarte șmecher, foarte tare. N-am cuvinte, da. Dacă vreți să vedeți cum a făcut, îl găsiți acolo. Acolo pe canal. Da. Intrați că eu sigur l-am văzut. Astea o să le dau aici. Așa ca să nu mă scrisoarea o lăsați. Eu mă cam grăbesc, dar nu știu de ce mă grăbesc. Mă grăbesc pentru că trebuie să fac unica treabă. Trebuie tipul. Hai, hai. Și iar mă bați la cap, deși. Stai așa, gata. Ziua e scurtă, doar știi că ziua e scurtă. Fii atent. Următorul pachet este de la Juravle Denisa Maria. De unde? Denisa Maria din Suceava. De la Denisa Maria din Suceava. Hai să vedem. Denisa și-o pus aici o scrisoare. Scrisoarea o să o citesc la urmă. Trebuie să vedem și aici, în colet. Poate-i găsesc un borcan de castraveț. Păi gata. Eu știu. Altceva de acum. Gesază. Oh, scrisoare, o să fac scrisoarea. El scoie aici așa. Hai, tăhuiule. Așa. Bang, 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 bang. Opa. Opa. Asta e de protecție. Protecție. Și mai, băi, Denisa, băi, Denisa. Protecție. Dacă îi vedeși aici, nu mai dai voie. Asta cred că eu și plec. Lasă-l-o, ai aici așa, băi. Uite la el. Băi, un colet acolo. Nu-l la mine. Nu-l la mine, că îți dau cu... Vezi? Nu-l la mine. Deși? Vine să văd și eu. Aoleu, fugi! Haide! Zici că e pentru mine. Da, e pentru tine, ai murături. Murături pentru tine. Murături. Serios? Exact ce am zis, da. Serios? Serios. Deci așa tu n-ai căutat. Pe cuvânt. Hai, pentru pătrețe ca ta, haide! Ia-ți dau asta ca să-mi faci de mâncare, o sticlă de ulei de la Denisa. Ca să faci mâncare. Restul și în coș eu. Coșul și... mai este o sticlă, dacă vrei să mai faci încă o dată. Da. Hai, din domnule, stai cu minte. Bă, ce iau? Gata, hai că li scot acum. Ia. Un coș. Trage. Sper să nu mai știu. Trage. Băi, coș din Ueli. Cât e de șmecher coșul ăsta din Ueli. Un coș din Ueli plin. Vai de mine așa. Cu bulion. Cu gogoșari. Pateuri de porc. Nesuri și 3 în 1. Și parighini, mă, când vede. Ce ai? Când vede de mâncare și... Cozonac, o trimis cozonac și ăsta, o cheg! Cheg așa, hai mănâncă, bagă-te-ne, umflatule!
Hai, bagă. Hai, dă, domnule, desfă de acolo așa. Stau să văd cu mâniștul. Hai, domnule, oleac, să văd dacă e bun. Dacă a făcut Denis la treabă bună. E mine, așa de știe, ia-mi el desfășea meu pachetul. Uite, domnule, cu trășezul a trășit. Păi, pune mâna așa de... Dă-i, domnule, uite, ia, chin. Lasă-mă, dă-i, domnule, oleacă. Uite, fasole. Hai, uite-ți bunii, tăi, tine. Lasă, uite, ia, vine. Da, uite, prăjături, să mănânci. Să nu, așa. Poftim. Mănâncă, poftim, domnule. Mănâncă. Făină. Făină de porumb. Orez. Cine este? 3 în 1. Dar coșarca e minunată. Coșarca e minunată și fii atent că e nouă acu făcută. Se vede că e asta și bun de făcut. Acolo la sfințării, să o punem pe masă, îi punem un prosopel frumos așa în ea. Așa. Și o umpli tot cu plășinte, știi? Da, și o să stai pe masă așa frumos. Dar și bun, nu vrei? Ia și mănâncă. Mănâncă, stii văsatul. Și aici mai sunt prăjituri. Pe prăjituri. Astea le lăsăm pe sfințării. Ia și patiu gel jos. Astea le lăsăm pe sfințării. Prăjiturile, nu intru în ele. Da, cine știe, unii, pe unii mai găsesc ambalajul, că îl găsesc copii la pădure ambalajul, gol. Da, sigur. Deci, Denisa Maria, mulțumim din suflet, hai să citești și scrisoarea, să nu uit. Bună dragii noștri, Tiberiu și Cornel. Familia Juravle, cred că am citit bine, vă urmărește cu drag fiecare episod și vă felicităm pentru tot ce faceți. Am rămas impresionat ce ați găsit acolo și cum arăta acum. Și cum arată acum. E de apreciat toată munca și efortul depus pentru a reaminti cum se trăia acum 40-50 de ani la țară. Sunteți cei mai tari moldoveni și suntem mândri de voi. Sperăm să vă fie de folos ceea ce am trimis, normal. Băi, da, normal, că să nu știu, băi, e... Niște murături, mai urmași. Sperăm să noi să vizităm această minunată căsuță și să vă cunoaștem nu doar pe YouTube. Vă dorim multă sănătate și înțelegere cu drag ai voștri urmăritori. Vă așteptăm. Mulțumim, cu cel mai mare drag pe data de 9. Pe data de 9 vă așteptăm cu cel mai mare drag. Doamne, doamne, cât e bună. Doamne. Hai, foame-o. Hai, răb, de dușa dată și pachetul cealaltă și hai. Hai, cu trăjit timpul a făcut nică astăzi. Mulțumim din suflet. E foarte bun. Dacă l-ai făcut tu, Denisa. Te o să mănâncă și hai odată, stai și mă ulea, cum mănânci? Uite-l la el. Și mai este unul mare acolo, nu știu. Păi du-și adă-l odată. Uite, lungană, uf, că ne-ai mâncat sufletul. Mai ascunde-vă un borcan de bulion, hai. Ăsta-i la Cristian. Aha. Ia să văd. Cristian e puțin mai surprins acum. Disfă să vezi. Nu dispăr de acolo. Tai de aici, uite așa, pac. Așa. Așa. Dispăr așa frumos asta. Da, uite de aici. Asta e una cu cealaltă. Opa, stai, uite, iese și o scrisoare, vezi? Scrisoarele o las la urmă. Ce-o fiu aici așa de mare? Păi! Colistria. Cartoane. Asta le dăm la foc. Ce-i așa? Vezi, poate te-a sări în ochi acum și vă pasări ceva și zboară. Gata, știu și. Am văzut, gata. E ceva din porțelan. Da. E... Du-te-o de aici. Madonna de Lourdes. Cred că Madonna. N-D, cred că e N-D de Lourdes. Și faină. Și mai e ceva aici. Bă! Bă, ești nebun! Și bă, și... Mamă! Păi zi odată, mamă! Mamă! Zi, băi! Păi nu zic mamă! Mamă! Doamne!
Păi, stai așa cum pot. Bol, zi sarmale pe tine. Și vorghi este Cornel, ăsta e o piesă asteacă. Din muzeu. Murături? Uite, bag-te cutii lungamele. E o piesă din muzeu aici. N-am mai văzut așa ceva de foarte mult timp. Hă, și scoți de acolo un chetroi? Du-te o mie de ani, Cristiane! Vălă, du-te o mie de ani! Pendul! Du-te o mie de ani! Cu pendul! Șas cu pendul! Scoate de acolo! Vezi pendulul? Aici e pendulul? Da, e pendulul așa. Aici nu-i nimic. Aici nu-i nimic. Du-te o mie de ani, Cristiane. Așa cred că e pendulul ăsta, nu o să-l desfac, nu știu cum să pune. Dar l-am pus inversă? Ba nu e inversă, cum să stai invers? Tu ești cu capul, uite, nu vezi care e poziția lui așa? Și pendulul-i sus, vine. Pendulul așa face, aici. Aici așa face. Uite așa, agățat de aici, de la el. Face aici? Da. S-agață sus? Nu s-agață sus, păi. Dar cum? Din el. Din el de aici s-agață. Înțelegi? Deci cum stă pendulul așa? Da, singur stă pendulul. În sus, în aer? Da. Nu stă în jos? Nu, nu, așa la e cu cuc, care știi tu. Deci cum să fac pendulul în sus? Păi așa, așa, pendulul în sus. Bă, nu e așa, bă, uite. Du-te de el cu capul, bă. Uite așa-i. Cum să pui șasul invers? Așa s-agață. Doamne, maica, domnul. Băi, omule, așa s-agață în copac, auză, în perete. Așa s-agață. Șasul aici și pendulul în jos. Și el o să-l licărească aici. Stai, bă, câte durare acolo, bă, șifrile, bă. Uite, 12, da, cum bă, adică? Ai dreptate, bă, uite, bă. Bă, nu, invers. Bă? Nu, așa e, bă, așa e, bă, așa s-agață în perete. Uite, da, care și aici, da, de agățat. Da, gata, am înțeles, gata. Băi, m-am, omule, m-am orientat după șifri. M-am orientat după șifri, da. Da, așa vine. Mergi? Nu, dar trebuie pus pendulul, că n-are cum să meargă fără pendul. Pendul nu merge. Cristiane, Doamne, asta e piesă de muzeu. Mi-e și frică să umblu cu el. Mi-e frică să umblu cu el, serios. Ți-ai de mine, ași de mine. Dacă nu. Doamne, Cristiane, hai să vedem ce a spus Cristian. Să vedem ce scrie în scrisoare. Ca de fiecare dată... Ne surprinde cu cutii ceva. Opa, așa. Așa. Dragilor noștri. Așa. Dragilor noștri, Tiberiu și Cornel. Vin toate la timpul lor. Răbdare. Mic. Nimic nu vine de la sine. Munca nu este rușine. Tocmai de aceea suntem total alături de voi. Ce faci? Ai zis că nu mănânci. Tu citești acolo. Într-un tot și în toate, necondiționat. În acest pachet vă trimit un ceas foarte vechi. Pendulul moștenit din 1965. Hai de bine. Băi, băiat, eu ți-am zis că asta e piesă de muzeu. Din 1965. Copil fiind, mă jucam prin curtea bunicii. Abia când am conștientizat, am restaurat lemnăria la fabrica de mobilă Arad și mecanismul la fabrica de ceasuri Arad. Cred că va sta mai bine în căsuță decât la mine. Porțelanul Sfânta Maria este de la mănăstirea Rodna, Arad. Sper să ajungă întregi. Spor la muncă. Sfânta Maria aici. Dar nu știu, N.D. de Lourdes. O ajuns întreg și ceasul și asta. Numai Cornel a zis că vine invers. Păi m-am orientat la șifre și... Dar eu dacă n-am avut și a zis, de unde să știu? Da. Da, aici poți să pui o chestie, poți să pui ceva. Eu n-am mai văzut ceva așa. Na, mă gândeam, am zis că dacă am văzut că e poziția lui așa. Ăsta o să-l lăs aici. O să-l pun aici înăuntru. Cu o grijă și cu atenție. Cristiane, mulțumim din suflet. Nici o frică să-l iau, să-l duc. Deci fii atent că e recondiționat. Mulțumim lui Denisa, mulțumim și pentru logo, mulțumim la toți pentru ceea ce ați trimis. De fiecare dată ne surprindeți.
Surprindeți. Vă mulțumim tare mult să mergem la treabă cât Tiberiu lungește. Haide, domnule. Gata, deja te-ai apucat? Acum vreau și chilopata. Ha? Mai n-am un cuia, mai găsit un cuia, na. Așa. Eu mă duc să termin de vopsă veșe eu. Eu am terminat veșeul de vopsit. Ia uitați-l cum arată acum. S-a schimbat treaba. Oi, Cornel, eu am terminat veșeul acolo, dar nu știu cum să mă suie și să vopsesc, că e înalt. Nu pot să stau și e abrupt. Ne trebuie o scară, scară nu avem. Ce facem? Nu știu ce face scară tu. Hă? Nu știu ce face scară. Dar din ce-ți fac scară? Am scânduri. Da, domnule, că m-am descurcat până la urmă. Ai adus cada. Bate-te ar noroc să te bată. Ai auzit și am zis? Da, am auzit. Să te bată norocul. Da, un noroc cu... Așa, de ceala cu... Năpădăi. Cu borcani, de bulion, de... De zacuscă, de... Da, doamne! Aha, așa, noroc de ceala să te bată. Da, doamne! Aha, păi da, da. Pentru tine și nu da. A? Pentru tine și nu, da. Dar acum ajung eu până sus, asta e altă problemă. Ei vopsa în gură și dai așa. Puf! Era bun dacă aveam un compresor. Ai înțeles? Ai auzit-te? Caută-ți, rog frumos, o coadă mai lungă. Băi, nu, dai de aici cât poți pe scară și pe unul te sipi coamă acolo și dai. Ai înțeles? Da. E bun că ai înțeles. Cum da. Se vede? Vezi că n-ai dat bine pe acolo. Unde? Pe acolo, pe sus. Unde, aici? Da. Al doilea. Al doilea, așa, pe partea asta, lantă. Ui, pe partea asta, așa, de la deal. Ui, canalul și ala pe partea asta, lantă, de la deal. Aici? Ha? Nu, și ala. Aici? Nu unicuiu. Aici? Nu unicuiu, și ala. Aici? Așa, la. Acolo. Deci toată partea așa, de sus până jos. Dei, 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 freacă gine, freacă gine. Bun? Așa, dai, mai dai, mai dai o leacă. Așa. Aici, da? O leacă mai sus. O leacă, așa, dei, 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 până de sub, așa, să coam, dai și la cealaltă tot așa. Așa, dai, dei, 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 gine, până sus. Până sus, până sus, da. Așa, dai, 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 acolo, după cui. Acolo, așa, după cui, acolo. Domnule, că nu mai intru. Așa. E bine. Uf, 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 că nu mai pot. Da, nu mai poate, da. Ha? Dacă nu mai poate, da. Păi, dar normal că nu mai pot. Ia uite. Dar eu cum fac până la apariu aici? Trebuia să pui apă la încălzită. Păi da. De ce nu pui apă la încălzit? Hă? Ea zi treaba ta, acolo stai. E, deja ai decofrat-o și pe prima, a? Uh-huh. Care-i făcut-o azi? Da. Pă, băiatle. Am băgat și mult, mai mult la ce. Eu am terminat și eu de dat partea aia de sus. Mi-am de dat colțul ăla de sus, trebuie să mă sui pe casă neapărat, a? Vezi o diferență la ce? Da, e o leacă mai albineață. Aha. Da, ce șmecher să vede. Tăi, băiatule. Foarte tare. Mai am de dat o leacă coama acolo. Și jos și gata. Am terminat și cu vopsătul. Să vedem cum mă sui eu acum, nu știu. Cum am să mă sui.
Așa. Ai, băi, dacă te... Up! Mai am o leacă. Sunt pe ultima sută de metri. De acolo și asta de aici, dar asta de aici nu mai dau, că nu mai am vopsă. Deja s-a dus 15 kg de, op, de vopsă. În spatele o să-l dăm altă dată, cred că, de acolo. Important e că am dat și a fost în mare. Uite, mai este aici o leacă. Dau și coama, dar nu mai ajung. Poate mă duc jos. Nu mai ajung, gata. Doamne. Uite cum mă văd. Mă bucur că am terminat de vopsit. Și a fost în mare. Și veceu. Mă apuc să vopsesc mașina. Era ceva, nu? Mă cobor, dar acum vedem cum mă cobor. Vedem dacă Cornel o termina și cealaltă floare, formă. Cum e, domnule, terminat? Da. În sfârșit, e gata și formule. De la distanță, de zi fain? Băi, de la distanță nu se vede mai nica. Adică acum se vede. E prea puternică lumina acolo, adică e umbră. Aha. Foarte șmecher. Acum se vede altfel. Da? Păi da. Ia uite ea. Ia uite ea. Ce șmecherie. Fain tare. Păi fraților, cam atât pe astăzi. Trebuie să plecăm pentru că avem și noi ceva treburi de rezolvat. Astăzi, video de astăzi o să fie un pic mai scurt. Cam la jumătate, cred că, nu știm sigur. Am făcut și am putut azi. Da, încă ceva. Deci noi nu mai avem mari lucruri și face, pentru că nu avem ce ne trebuie. Am dat comandă de niște scânduri, de metru cub de scânduri, de niște leaturi, ca să faci gardul ăsta aici în spate. Și vrem să facem, dacă reușim până la sfințări, vrem să facem și iardacul în față la căsuță. Dar nu știu, dacă ține vremea cu noi și avem timp, o să facem. Dar de acum de luni o să venim să ne apucăm în forță, nu o să apară clip. Luni. Cu siguranță nu o să apară, că nu avem cum să-l punem să apară luni. O să apară marți seara. Deci, din cauza că... Ce am vrut să zic? Nu o să apară clip din cauza că nu avem material, nu avem ce să facem. Deci vroiam să ne apucăm de gard, deci vroiam să ne apucăm să facem gardul la deal, dar nu avem scânduri, am dat comandă de scânduri, încă nu a ajuns scândura azi. Sperăm să ajungă mâine sau ce știu eu, până luni să o avem. Să o avem ca luni dimineața noi să ne apucăm să facem, să tragem tare, să facem gardul. După aia o să facem șerdacul, cum spunea Cornel. O să închidem aici să facem șerdac în partea asta. O să ne apucăm de văruit. Da, pe urmă o să ne apucăm de văruit. Numai bine să întărești și modelele astea care le-a făcut pe teren. După ce se întărești, mai trebuie verificate încă o dată cu
cu un lut sub țării, sub țării, sub țării. Și am înțeles că o să fie vreme frumoasă, luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, sâmbătă când e sfințirea, pe 9. Pe urmă o să vedem după ce văruiem tot, o să ștergem din casă, o să scoatem iar din casă tot afară. Să facem... Mai reparăm pe unii, mai trebuie pe noi, să mai crapat pe aici, pe acolo, pe la sobă, mai văruim un pic, vedem ce mai este de șters, trebuie să vopsăm geamurile. Pe urmă o să vedem cum facem cu masa asta, poate vine mutată de acolo, dar vedem, deocamdată o lăsăm acolo să vedem. Trebuie să aducem mai multe miese. Deci masa aia mică de acolo, așa e, rămâne. Masa, masa mică care a făcut-o, prima masă, și eu o să rămână. O lăs acolo. Da, o lăs acolo. Eu, dacă eu o iau de acolo, așa pare că nu mai este aici. Da, o lăs acolo așa. Acolo, măsuta acolo, a făcut-o de dată, acolo va rămâne. Pentru că e și foarte dămânoasă. Eu nu pot să fac mâncare, dacă vreau să fac mâncare afară, eu nu pot să fac mâncare decât acolo. Da, e îndămânoasă, să știi. O să ne procurăm de niște mese și de niște bani. O să mă intereseze undeva. O să punem pe rândul ăsta aici, dacă dăm masa asta mare, deci o să punem aici amiesele, un rând. De acolo, de unde am făcut foc, o să facem curățenii de spari, lemnele, cele, vedem, facem ordine pe acolo. Păi o să ne iei o zi întreagă numai să facem curățenii pe aici. Da, numai să facem curățenii. Curățenii prin curte, curățenii prin casă, să spălăm perdelele. Da. Să vedem și mai sunt toale. Toale murdari. Toale murdari, că ai mai intrat în calțat. Dar de unde? N-avem apa aici să spălăm, n-avem pârâu. Să mergem să spălăm la pârâu. Cum să mergem să spălăm la pârâu? Păi dar unde? De care ta apă din nebun aici? Trebuie să car cazanii de apă să spălăm țoalele. Când se usucă? Cât car eu? Eu îți car. Să vedem, poate mai avem ceva țoale, le scuturăm, să vedem cât îți de murdari. Eu îți car apă. Cred că este un țol sau două mai murdari așa, restul sunt buni. Doar alea care e traversa, care a mai calcat piele. Păi trebuie spălate prima dată când ajungem aici, luni. Da, prima dată. O să le spălăm, o să le spălăi. Tot afară, scot din casă. Iară? Da, toate toalele le scot afară. Le scutur și care sunt murdari le spala din dată, ca să usuși. Ele se usuși și noi le mai punem pe jos până nu terminăm cu totul. Da, da, că după aia tot mai intri, mai ieși, mai nu știu și... Vă, Leu, trebuie să mergem să facem cumpărături, joi, vineri, nu știu. Și nu ceva, dacă se oferă vineri, niște persoane, să vină să ne ajute la făcut vineri seara. Da. La făcut sarmale. Și la mâncare, la pregăteală. Îi așteptăm cu ceva mai drag. Dar să nu vină copii care nu știi să normal. Să vină niște oameni ca oameni. Niște femei, niște fete. Niște femei să vii. Bine, pe mâna mea, că le are tot cum să zice și așa sarmale, dacă nu știu. O sarmală dacă o faci și bună. Da. Contează. Păi da. Și o să pregătim mâncarea vineri seara. Da, vineri seara, noaptea o să fierbim, noaptea o să vedem. Dacă vor să stea cu noi, aici, mai vorbim, mai râdem, mai glumim, mai filmăm. Mai o farsă la telefon. Dacă vreți să fie filmate, dar trebuie să, odată și vine aici. Păi da. E gata, trebuie să le filmăm. Acum nu mai vine nimeni. Da, acum nu mai vine nimeni. Chiar sunt tare curios să vedem câte persoane o să vină sâmbătă. Dar eu mor de curiozitate. Dar știi și mor de curiozitate. Nu e că nu-i vorba că, băi, dacă vin, nu e nicio problemă dacă nu poate să vină. Dar chestia e că stau în dubii cu mâncarea, nu știu. Păi, dar nu contează, lumea nu vine expre pentru mâncare, trebuie să înțelegi, Cornelie. Da, lumea nu vine expre pentru mâncare. Totuși, noi o să facem. Cheltuială. Normal că o să fie cheltuială. Noi o să facem cât putem, o să punem o masă mare, o să întindem aici, o să-și iei fiecare o sarmală și o bucată boș, de... Boș nu o să facem. Cum se face la praznic, cum se servește la praznic. Nu, o să facem o masă mare frumos, noi... o să punem de toate. Da, noi de fapt și de drept am vrut să facem exact tradițional cum se făcea înainte, dar... Vă dați seama că aici trebuie să stăm după fiecare, să-i punem la masă, să ridice, să... Dacă știam... Nu vrea să mănânce sarmal și mănâncă o bucată de carne, sau nu vrea sarmalul și nu mănâncă carne, sau, ce știu eu, brânză, sau șuncă, sau... Că o să facem ceva tot cu mâncăruri de-a noastră tradiționale, dar o să le pui frumos toate, așa date pe masă și cu pe urmă după sfințări, fiecare își ia... Da, ca să nu ne... o să ne luăm farfurii de unică folosință, da, furculezi de unică folosință, ca să după aia să le putem strânge, să nu le mai stăm. Avem aici niște saci de menaj din aia, ca să păstrăm curățenia, o să le punem toate frumos, le aruncăm în sași de gunoi și ducem pe urmă
la Tomberon. Da. După ce termină. Și nu uitați de jocul Tiberius Cornel. Băi, sunteți foarte mulți, foarte multe persoane care v-ați abonat acum. Noi și nu știți. Intrați pe magazin Play și căutați Tiberiu și Cornel și găsiți acolo jocul Tiberiu și Cornel. V-am spus, dacă ați terminat de vizualizat videoclipul și vă plictisiți, puteți să intrați pe joc, vă jucați. Sunt întrebări din videourile trecute, proiectul cu căsuța, nu prea sunt, dar sunt undeva la vreo 200 și ceva de nivele, așa că trebuie să le răsfoiți pe alea vechi ca să vă dați seama de răspuns. Da. Nu e chiar așa de greu, e un joc interactiv, un joc de cuvinte, un joc frumos, care sper că o să vă placă, să lăsați acolo pe... E un joc ușor pentru așa care s-a uitat la video. Da. Să lăsați pe magazin Play acolo, să lăsați o recenzie, să spuneți dacă v-a plăcut, să dați o stea, 2, 3, 4, 5 stele, cât vreți voi, ca să... Dacă vedem că o să ne încurajați aici, noi o să facem mult mai multe nivele. Deja pentru proiectul căsuța din pădure n-am făcut decât vreo 5, 6, 7, 10 nivele, nu mai știu cât era. Vă dați seama că acolo sunt 2-3 episoade. Că n-o fi să fac toate episoadele, să fac nivele pentru toate episoadele, ajunge jocul la 1000 de nivele. Da, să știți. Și haideți să ajungem cel puțin la 25-30 de mii de like-uri. Dați băi oameni buni un like acolo că nu vă costă niciun ban. Da, eu azi dimineață cu 35.000 de like-uri. 35? Da, eu așa am zis. Eu am uitat. Hai, 35, dacă ai zis tu 35. Bă, fiecare după aprecierea lui. Deci nu contează. Dacă credeți când merităm un like, dați-l acolo pentru că ne ajută. Ne ajută foarte mult ca să vadă și alții. Dați o distribuire pe Facebook, pe Messenger, unde vreți voi. Numai dați o distribuire. Ești băgat în priză azi. Și nu m-am băgat în priză. M-am băgat cu ăla, cu logo-ul ăla, cu Tiberius Cornel. Ai văzut ce fain l-a făcut. Mâncat cheia cu geala de aici, o fi de la chec. Eu cred că de probabil, cine știe. Hai să vă zic și de tricouri. Nu uitați de tricouri. Hanoraci, Tiberiu și Cornel. Hanoraci și bluză. Și căni și cești și tot ce vreți voi. O să lăs link-ul în descriere. Bă, dar tu zici la lume să iei. Dar noi am luat? Da, luăm, dăm comandă. Trebuie să dăm comandă și noi. Ca să dăm comandă și noi. Ca să ne îmbrăcăm cu ele. Dăm comandă. Faci live-uri, intră cu el în live. Da. Trebuie să ne dăm comandă niște tricouri și niște hanorași. Și căni ca să ne bem nesu. Da, corect. Păi dar nu, dimineața ar fi frumos, uite așa, să ne bem nesu cu cana Tiberiu și Cornel, nu? Da, și faine. Chiar o să ne dăm comandă de două căni, două tricouri și două hanorași, că dacă e frig afară o să ne luăm pe noi. Bă, și ne gândeam să facem o chestie. Hai să întrebăm pe lume dacă ar fi frumos să foliem mașina cu Tiberiu și Cornel. Să o foliem. Da. Chiar aveam de gând să facem chestia asta de mult, dar am zis că bă... Ne-a lăsat pe tânjală. Da, ne-a lăsat pe tânjală. Da, dar am fost și am întrebat pe Bogdan de la Buhuș, da, care face folieri, da, și a spus că face, dar nu face, ceva de genul. Face, dar nu face. Trebuie să căutăm unul care face, nu? Da. Da, face, nu face. Spunea că e pe cineva, trebuia, nu știu, e cam complicat și costă un pic cam... Da, așa care fac reclame. Nu știu, dacă din abonați sunteți vreunul care foliază și face folieri cu, cu Tiberiu, folieri, să facă folieri auto cu fel și fel de inscripții, să ne contacteze, să ne scrie pe Messenger, pe Facebook, undeva, pe Instagram. Băi, cineva de prin zonă, de pe aici, Roman, Piatra Neamț, Bacău, și știu, la maxim 100 km distanță, hai că ne ducem. Da. O lăsăm acolo, trebuie să facem și curățenii în mașină, că îi jale și în mașina și e. Deci nu e să nu mai zic că, dacă ăsta e adevărul, nu? Deci am zis de toate, am zis de joc, am zis de hanoraș, am zis de tricouri, am zis de like-uri, am zis de... De ce am mai zis? De toate. Am zis și aia și facem... Mulțumim că ați fost alături de noi. Ne revedem cât de curând la un nou episod. Cât de curând. Marți seara apare clipul. Da, pentru că mâine eu am treabă. Apare avem o leacă de treabă, vedem noi și facem cum rezolvăm, dar lumea mai înțelege. Care înțelege, înțelege. V-am pupat, să aveți o seară plăcută în continuare. Pa, pa! Câte zile mai trăiesc, sunt tărat și mă mândresc, de nimeni nu mă feresc, măi. Stau cu șisme închișoare, nici la bască nu mă doare, mă sunt țăran cu valoare. Câte zile mai trăiesc, sunt țăran și mă mândresc, de nimeni nu mă feresc, măi. Au cu șizmi închișoare, nici la bască nu mă doare, mă simt țăran cu valoare.
căsuși. Să nu mai știu și figuri mai. Dar mai bine la țară, la cu carne și murături, uai. Ne-am convins cu mere în orașul, da, și nu cred că e de noi. Îndată faci și în bagajul și la Moldova cu noi, măi. Câte zile mai trăiesc, sunt tăran și mă mândresc, de nimeni nu mă feresc, măi. Stau cu șisme închișoare, nici la bască nu mă doare, mă sunt țăran cu valoare. Câte zile mai trăiesc, sunt țăran și mă mândresc, de nimeni nu mă feresc, măi. Stau cu șisme închișoare, nici la bască nu mă doare, mă simt țăran cu valoare.